Sfânta noastră mănăstire astăzi cinstește hramul Sfinților Români, care știți când a fost la Cloponița Măreață, ce frumoasă, care a fost sfințită de noua presbiță Mitropolit Teofan, cu cele 13 clopote, este ocrotită de Sfinții Români. Și astăzi cinstim și noi mănăstirea noastră, cinstim ocrotitorii acestei cloponice mănăstiri, toți Sfinții Români. Astăzi mai cinstim pe Sfânta Mare Măceniță, Chereachi, care este Sfintele Moaște, le găsiți și le găsim în Episcopia Hușilor, în Catedrala Episcopiei Hușilor, mâna dreaptă a Sfintei Mare Măceniță, Chereachi, unde astăzi își cinstește hramul fiind un sobor mare de arhierei. Aceasta este Sfânta noastră Chereachi. Ce dar har mare are Sfânta Chereachi. Mulțumim la credincioasa care a dus această icoană spre închinare și în dreapta, când o să treceți la merit, o să aveți pe iconiță cu Sfânta Chereachi, primită în cinstea Sfintei Chereachi, pentru sănătatea Doamnei, care împlinește azi o frumoasă vârstă. Noi de obicei nu întrebăm Doamnele, foarte greu dau răspuns la... Când întreb, ce vârstă ai, Doamne? Bărbații noi spunem repede ce vârstă, dar Doamne nu prea vor să răspundă la vârstă, probabil că nu că vor să îmbătânească frumos, vor mai mult să înțelească ca și bărbați. Așa că o mare binecuvântare avem, iubiți credincioși, astăzi, Sfinții Români, eu am spus-o deseori în fiecare duminică, toți Sfinții sunt casnicii și prietenul Dumnezeu. Casnicii și prietenul Dumnezeu, dar și a noștri e tuturor. Ce ne-am face noi fără Sfinți, care îi primim de la naștere când suntem încreștinați, botezați în numele Preasfintei Treimi, și fiecare dintre noi am primit un nume de Sfânt, care Sfântul nostru mijlocește înaintea lui Dumnezeu. Trist este și ferească Dumnezeu ca noi, cei care purtăm un nume de Sfânt, am spus-o deseori, să nu știm viața, trăirea, viața Sfântului, dar și să-i rostim acatistul, acatistul Sfântului respectiv. Noi când îi citim acatistul, ne rugăm către Sfântul nostru, iar Sfântul nostru mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru noi toți. Noi suntem nevrednici să ne rugăm lui Dumnezeu, direct și indirect. Mijlocim prin Sfinți. V-am spus eu deseori că avem un mare curaj să ne rugăm la Maica Domnului, direct și indirect. Dar cu nevrednicia noastră, care supărăm foarte mult pe Maica Domnului, bine ar fi să chemăm mijlocitorii noștri să se roage către Maica Domnului, ca Maica Domnului să aibă milă de noi toți, care este mama noastră a tuturor, Măicuța Domnului, care este lumina ochilor noștri, viața și respirația noastră, suflarea noastră. De ea avem nevoie orice secundă, cum avem de mama noastră trupească, care, vai de noi care am rămas fără mamă și tată, sau care rămân fără mamă și tată, cât de trist poți fi pe pământ, cât te simți anemănui. Dar n-ar trebui să ne simțim anemănui, fiindcă avem pe Măicuța Domnului. Pentru părinții noștri doar trebuie să ne rugăm, cei care sunt plecați la Domnul, până și pe ei să ne rugăm să mijlocească pentru noi dacă a avut o viață mai frumoasă, mai curată și au fost plăcuți cât au trăit lui Dumnezeu, în slujba lui Dumnezeu. Iar cei care aveți în viață să-i prețiți tot ca pe lumina ochilor dumneavoastră. Să-i prețuiți și să-i cinstiți
că vom da mare răspuns, greu răspuns înaintea lui Dumnezeu. Nu degeaba spune cuvântul sfânt în Scriptură și în cărți. Cinstește pe mama ta, pe tatăl tău și vei trăi mulți ani binecuvântați, fericiți. Mulți ani binecuvântați de Dumnezeu. Așa că, iubiți credincioși, să nu uitați că străiți, mergând în gând, să chemați numele Sfinților în ajutor. Și să-i cinstiți deopotrivă, nu numai când îi purtați numele Sfântului respectiv. Ar fi un mare păcat ca român, ca un bun român, un bun creștin, să nu plecăm în pelerinaje unde sunt sfinte moaște, cu sfinți români. Ați văzut cât cheltuiți și cheltuim cu toții. Când cinstim un sfânt, când plecăm la Sfântul Ierarh Nectarie, Sfântul Efrem, Ioan Rusul și la alți mulți sfinți. Și mă tem să vă întreb în țara noastră de câte ori ați fost la Sfântul Iosif de la Timișoara. Câți dintre dumneavoastră la Sfântul Nicodem în cel Tisman, la Sfânta Feroftea, deși am fost și a fost cinstit, sărbătorit, cinstit, Sfântul Ioan cel Suceava, un mare sfânt, care nu suntem prezenți acolo. Vin străini, vin din alte zone ale țării, iar noi foarte puțin mergem. Până și la Cuvioasa Parascheva, auzim deseori, pelerinii care stau câte 3 zile, 4 zile, 2 zile, ori înșir la Sfânta Parascheva cu multă râvnă credință, iar îi auzim pe ai noștri locuitori a orașului Iași, credincioșii noștri, care spun, lasă vină străinii, că mă duc eu cândva la Sfânta Parascheva. Vedeți? Vedeți? Sfânta trebuie cinstită nu numai când ai nevoie, sfinții trebuie cinstiți. Toată luna în octombrie, vedeți că vin pelerini din toate zonele țării. Luna octombrie este a Sfintei Preacuvioase Mult Milostive Parascheva, până la sfârșitul lunii, numai 14 octombrie. Și vedeți cum se găsesc credincioșii și vin chiar înainte, dar cel mai binecuvântat lucru ar fi în ziua Sfintei, în ajunul sărbătorii Sfinte Preacuvioase Parascheva. Dar e primit oricând până la sfârșitul lunii și toată viața noastră. Sfânta ne așteaptă pe toți cei evlavioși, temători de Dumnezeu și cinstitori de sfinți. Este bine pentru dumneavoastră, gospodinilor, mă adresez frăților voastre, că știu că sunteți evlavioase, mai evlavioase. De fiecare dată când ajungeți la o sfântă icoană făcătoare de minuni, să aveți ceva sfânt în casă de la acea icoană. Fie el ulei din candela Maicii Domnului, fie o iconiță a Maicii Domnului. De la Sfintele Moaște, cereți de fiecare dată un pic de vată de la Sfântă. Pe toate acestea să le puneți la locușorul ăla unde țineți lucrurile sfinte, unde vă faceți pravila, canonul, unde țineți sămâia, candeluța aprinsă, aghiazma, sfânta anaforă și să cinstiți și să, deși folosiți, cu mirul din Sfintele Icoane puteți să, din candela Maicii Domnului, puteți să vă miriți ziua, dimineața și seara, cu vata de la Sfânta Parascheva și alți sfinți, Ioan de la Suceava, să atingeți fruntea dumneavoastră când plecați dumneavoastră pe cei bolnavi, cu vata de la Sfântul Maslu, cu un de lemn sfințit și de un leu de la Sfântul Maslu, puneți în pâine și înainte de masă, ca Sfânta Anaforă, să luați acea pâniță binecuvântată care a fost sfințită la Sfântul Maslu cu atâția preoți și ierarhi, cum e la noi rânduiala în fiecare post, slujește Preasfințitul și sobor mult de preoți și zeci de credincioși. Toate aceste lucruri sfinte să le prețuiți și să le aveți cu multă râvnă evlavie în casele dumneavoastră, dar nu oriunde, nu oriunde. Sfânta Anaforă, grijă mare, nu se pune așa doar dezvelită, pusă undeva într-o farfurie, ci într-un vas frumos acoperit,
luați înainte de masă de fiecare dată câte o bucățică, apoi luați aghiazma mică, să puneți tot timpul o etichetă pe aghiazma mică, pe sticlă, să știți că este aghiazma mică, ferească Dumnezeu să ne aruncați în altă parte aghiazma mică, deși aghiazma mică se poate sfinți totul, curăță totul, sfințește totul, obiectele de cult, sfintele veșminte, biserici, mănăstiri, dar și casele dumneavoastră și casele noastre a tuturor. Când îi putem cinsti cu adevărat pe sfinți care sunt casnici, prietenii lui Dumnezeu, dar și ai noștri? Când îi cinstim ziua, sărbătoarea, numele Sfânt și în afara sărbătorii când cinstim, să-i pomenim și să-i cerem, cum am spus odată, în rugăciunea noastră. Avem nevoie de sfinții noștri care mijlocesc pentru noi până în ceasul morții. Să știți că toată frica, teama, o să plece de la noi dacă protectorii, sfinții, sunt la căpătâiul nostru. Și cu siguranță, dacă am iubit-o pe Maicuța Domnului în viața noastră, am cinstit-o și o cinstim, și Maicuța Domnului va fi asupra noastră cu Sfântul Său acoperământ, Sfântul Său omofor. Ați observat, gospodinilor, surorilor și fraților cei evlavioși, care aveți mare evlavie la Maica Domnului. Când aveți o mare necaz, când ați cerut-o pe Maicuța Domnului în ajutor, ați simțit și am simțit, resimțit prezența Maicii Domnului în viața noastră. Adică Maica Domnului nu trebuie chemată la toate nimicurile noastre. Trebuie chemată în nevoile noastre, dar nu numai când avem timp. Și nu așa, la voia întâmplării, făcând, cum mă uit la mulți, mulți care vin la biserică, nu știu să facă Sfânta Cruce. Sfânta Cruce este armă împotriva Duhului necurat. Dacă tu nu o faci dreaptă, n-ai să anunci diavol la timp niciodată. Fiecare om dintre noi, de la botez, când am fost pecetuiți, botezați în urmă prea Sfântării, am primit un înger bun, curat, care luptă cu cel rău, să nu intrăm să ne bagem în păcat. Dar dacă noi facem crucea în derâdere și în bătaie de joc, cu siguranță nu o să ne ajute Dumnezeu și nu o să fie bine primită rugăciunea. Până și omul e zidit în forma Sfintei Cruci, Sfânta Trăime, Tatăl Tău, Duhul Sfânt, cele două deiște, Adam și Eva. Așa trebuie ținut mână. Mila lui Dumnezeu să vă ajute, mila tuturor sfinților români de astăzi, care cinstim, să mijlocească pentru noi toți, Sfânta Mare Mucenicii Chiriachii, să mijlocească pe noi toți și să vă ajute Sfânta Mare Mucenicii Chiriachii să vă duci să vă închinați la mâna dreaptă a Sfintei. Aveți timp, aveți timp, în orice zi o găsiți pe Sfântă. Astăzi ați avut ocazia, binecuvântarea, să vă închinați la icoana Sfintei Chiriachii și chiar să primiți o iconiță, dacă au ajuns, nu știu dacă ajung, cred că ajung, toți de blagoslovenie și binecuvântarea Sfintei Mucenicii Chiriachii. Să nu uităm că în Vaslui, iubiți credincioși, în centrul Vaslui a apărut brâul Maicii Domnului, Biserica Domnului Maicii Domnului, care știu să-l numesc fostul coleg al meu de facultate, părintele Cosmin Cubernan, consilier cultural, este slujitor acolo. Brâul Maicii Domnului va rămâne până luni seara. Unde de mila Maicii Domnului ne vom duce și noi să ne închinăm până... Deci până mâine seara aveți ocazia să vă închinați la brâul Maicii Domnului, care este venit din Grecia. Și aș dori să, cu voia dumneavoastră, vă mai anunț că duminica viitoare, în comuna Mironeasa, satul Brustureț, va fi sfințită pictura unei biserici frumoase, unde slujește un destoinic gospodar, preot, slujitor, care îl cunoașteți și l-ați văzut în sobor la noi, părintele Florin deseori, puțin cu Florin, sfințește atât pictura bisericii, cât clopotnița care a terminat-o, casa praznicală și toate edificiile care le are de sfințit,
Duminică la ora 9 dimineața va sosi preasfințitul Părinte Episcop Nichifor Botoșăneanu. Care sunteți dornici să veniți la Sfinție, cu drag vă așteptăm și vom fi și noi prezenți acolo. Este o zi blagoslovită și se vede o încununare a muncii acestui bun păstor și slujitor, Părintele Florin, care așteaptă cu multă râvnă și credință să sfințească munca de câțiva anișori. Este un sat, știți bine, comuna Mironeasa are foarte multe cătune și biserici în afară de comună. Nu putem spune că este un sat așa de avut, este foarte, foarte necăjită zona unde slujește Părintele. Așa că chiar vă rog, care puteți să fiți prezenți. Chiar îți face o mare bucurie, atât Părintele Florin, cât și dumneavoastră să aveți o mare binecuvântare. Vă mulțumim că existați, Măicuța Domnului, să vă poarte de grijă, să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, care este un dar de la Dumnezeu, viața este un dar de la Dumnezeu, să vă îngrijiți de sufletul dumneavoastră, dar și de trupul și sănătatea dumneavoastră. Vrem, nu vrem, deseori spunem că trupul este păcătos și umăr. Este, cu siguranță. Îl îngrijim doar pe exterior, îmbrăcat frumos, bine, dar să nu uităm că trupul este și templul sufletului nostru. Așa că trebuie, cu siguranță, și trupul să fie curat. Îl curățim nu printr-o haină elegantă și foarte ieșită din comun, ci prin spovedanie sinceră, curată, unde părâm de altfel păcatul, prin spovedanie și atunci devenim curați, atât trupește cât și sufletește.